Bine v-am găsit, dragilor, bine ați venit la o nouă cafea, o cafea de data aceasta cu multă educație. Vorbim despre profesorii de nota 10 și așa cum anul trecut v-am adus în fața dumneavoastră o doamnă profesoară, o doamnă învățătoare, Iulia Mihalache, anul trecut câștiga titlul de profesorul anului, anul acesta avem două. Să le zicem așa, cele două profesoare care au pus emblema Oltului de 10. Au fost printre cei peste 500 de candidați. Una dintre ele a câștigat, dar cealaltă a fost un exemplu alături de doamna Lăcrămioara Cule, doamna de 10, și o altă doamnă de 10, doamna Mihaela Nistor. Bine ați venit la noi la cafea! Bună dimineața, bine v-am găsit! Vă felicit pentru faptul că sunteți profesor de 10, în primul rând, și vă felicit pentru faptul că nu v-ați dat bătute să predați acolo unde de obicei multă lume fuge, la țară. Asta este, să zicem așa, un premiu de la mine, fiindcă mulți fug de la țară, nu știu de ce, poate că sunt mai puțini copii, poate că e mai greu și, din câte știu, ambele faceți naveta. Da. Ce este mai greu? Să vă duceți la țară, să faceți naveta sau să luptați cu morile de vânt dintr-un sistem greu încercat și prost înțeles. Îmi asum. Acolo unde mergi cu dragoste, cred că nu e ușor, nu e dificil deloc. Zice doamna de religie. Nu numai din punct de vedere religios, dar așa, când știi că acolo te așteaptă elevii cu multă dragoste, mergi cu dragoste și nu e niciun impediment. Faceți câțiva kilometri naveta zi de zi. Știți când plecați, dar nu știți când vă întoarceți acasă. Ba da, știm. După ora 5, după ora 6. Zice doamna director. Da. Dar e greu? Pentru mine nu. V-ați gândit să vă întoarceți acasă, să la oraș, să căutați un post la oraș? Eu, de fapt, în momentul când m-am transferat la școala Scărișoara, unde sunt acum, am lăsat un post de la oraș. Deci ați fugit de la oraș. Uh-huh. Eram titular jumătate de catedră la școala Rusănești, jumătate la Corabia. Mai aproape de Corabia Rusănești. La liceu, nu, chiar în Corabia. La liceu Aicuza. Deci cu timpul și fi... din cauza că postul meu era cu semnul întrebării, adică era posibil să se desfințeze, am ales siguranța și m-am transferat la Scărișoara. Și n-am regretat nicio secundă. Ați descoperit o comunitate, fiindcă dumneavoastră ați primit titlul de profesorul anului pentru implicarea dumneavoastră în comunitate. Scărișoara este o comunitate mixtă. Da. Cum a fost? Am fost la dumneavoastră în școală și aveți o școală minunată. Se văd dotările, se vede implicarea autorităților. Dar la țară, îmi place să spun la țară, la sat, eu știu, poate mă ceartă lumea, dar mie îmi place să spun așa. La țară, toți suntem de la țară, ăștia care îi recunoaștem. La țară, copiii vin mai greu la școală. E adevărat. Cred că asta e cea mai... Vorbeam mai devreme, cred că e cea mai mare problemă este să-i țineți. Cea mai mare provocare. Și da. Strădaniile noastre în sensul ăsta sunt să-i ținem la școală, să-i aducem la școală, să-i atragem. Am văzut proiectele dumneavoastră. Aveți o listă lungă. Un kilometru. Da, de proiecte. Toate proiectele acelea vin să-i aducă la școală, să-i mențină, dar după ce termină în clasa 8-a, ce fac? Prioritatea noastră asta e. Obiectivul nostru ăsta este să-i ajutăm să termine clasa 8-a. E destul și atât. O parte dintre ei merg la licee, și la licee bune, merg și la facultate, dar problema este să termine clasa 8-a. Provocarea asta este, să știți, la noi. Vin din familii de multe ori cu părinții plecați sau fără, crescuți de bunici sau de alte persoane din familie. Aici vine doamna care a fost nominalizată pentru implicarea și înțelegerea copilului din punctele acestea socio-emoționale. Da. Cum e să lucrați cu copiii aceștia care, dincolo de a căuta educație, de a căuta să învețe, să buchisească, caută iubire? Exact.
Și deci... asta am observat în școala gimnazială Coman. Majoritatea părinților sunt plecați în străinătate și ei sunt crescuți de bunici și ne confruntăm cu asemenea elevi, iar ei își manifestă această iubire în școală. Iar noi, ca și cadre didactice, căutăm, pe lângă faptul că vrem să le însușim anumite cunoștințe despre materiile noastre, căutăm să umblăm și la caracterul lor. Și pe lângă faptul că le dăm aceste noțiuni, îi și înțelegem, îi și respectăm, tolerăm anumite... Pentru că mai sunt și acte de violență. Ca părinții, mai trecem și cu vederea ce se poate trece cu vederea. Exact. Și întotdeauna începem lucrul acesta cu părinții și apoi cu elevii. Ajunge să lucrați cu părinții ca să integrați copiii. Exact. Cred că așa este. De acolo și... trebuie început, exact. Din comunitate. Eu am spus-o mereu, orice problemă ar avea o școală, problema respectivă este de fapt a comunității din care face parte școala respectivă. Eu spun mereu că școala, pentru a face o bună educație, avem nevoie de acea sfântă treime, familie, elev și dascăl. Dar aici la comunitate vine familia. Ca să avem rezultate. Rezultate, când spunem rezultate, de cele mai multe ori ne gândim la performanțe. Dar trebuie să înțelegem că performanța în anumite comunități este simplu motiv ca absolvit. Da. Corect. Este simplu motiv că vine. Ce ar trebui să facem mai mult să nu mai avem abandon? Este o întrebare bună. Fiindcă vorbim cu două cadre didactice de 10, da. Vreau să obținem un sistem de 10. Dacă s-a putut în comunități mici, poate idee cu idee, dorință cu dorință, vom putea. Mă doare acolo unde nu se... Eu nu spun că la noi s-a rezolvat problema asta a abandonului și sunt foarte conștientă că este un obiectiv pe termen lung. Eu nu mă aștept ca mâine sau anul viitor să se vadă rezultatele. Eu mă aștept noi să fim consecvenți, să facem în continuare ceea ce facem acum și sunt convinsă că rezultatele se vor vedea în timp, pentru că, de exemplu, acei tineri care au abandonat școala, n-au terminat 8 clase. Noi i-am atras prin tot felul de programe în programul A doua șansă. Și acolo vin să-și ia diploma pentru că sunt constrânși, nu-și s-au pot face... de da, nu societatea pot, care nu-i acceptă fără diplomă. Bineînțeles, ei nu se pot angaja nici măcar la salubrizare. Nu-și pot accesa fonduri europene, că majoritatea se ocupă cu agricultura la noi. Și atunci s-au lovit cu capul de... pragul de sus și au venit către școală. Pe mulți i-am atras noi, mulți ne-au căutat ei. Și eu sper că acești părinți, că sunt deja părinți, deja, deși aveți sunt părinți tineri, cu copii, da, care sunt în aceeași bancă. Deși sunt tineri niți, sunt între 16 și 29 de ani, au copii și mulți au copii mari care vin la școală. Și eu sper că aceștia să fie viitorii părinți care își trimit copiii la școală și sunt convinsă că așa va fi. Dar viitor părinți care să învețe automat din proiecte așa cum are doamna, să-și iubească, să-și ocrotească, nu doar că îi dau să mănânce și îl îmbrac în haine scumpe sau mai puțin scumpe, mâncare, nu știu, caviar sau mămăligă, nu contează lucrurile acestea. Exact ce vorbea doamna despre iubirea aceea care trebuie să o insufli prin principii. Da. Și școala îți dă principii. Da. Așa asta este. Trebuie să învețe. Mă doare atunci când văd că școlile de la țară, deși au s-au investit. Știu toate școlile din județ, nu pot să spun că nu s-a investit, dar văd unele școli goale. Goale. Și e dureros. Astfel de premii, ca să ne întoarcem puțin la premiul acesta, astfel de premii, nu știu dacă anul trecut am cunoscut-o pe doamna Iulia, colega dumneavoastră, anul acesta vă cunosc pe dumneavoastră două cadre didactice, poate la anul o să cunosc nouă cadre didactice, porneți-te de jos și când ajungem sus, vă ascultă cineva? Ce înseamnă sus? Nu știu, de la inspectorat în sus. De la inspectorat în sus, adică toate proiectele acelea care le-am văzut, au fost 500 de nominalizați la gală. 518. Sunt 518 idei.
Sau poate mai multe, că... Cu siguranță sunt și printre colegii noștri destui de mulți care fac activități. Da, care nu au fost nominalizați. Vă ascultă cineva? Că se pornește de jos, se pornește de sus, dar eu mă doare când văd că încă ne confruntăm cu... Să știți mame minore, cu abandon școlar, cu indisciplină, cu violența despre care zicea doamna. Eu nu știu ce se mai poate face. Dacă mă întrebați dacă mă ascultă cineva la nivelul ăsta, la nivel de județ, eu personal pot să spun că am primit mult sprijin. Sunt directoare de curând, din 2021. Da, aveți o școală minunată. Habar n-aveam de nimic când am venit, nu făceam diferența între edusal și revisal. Pentru orice chestiune sunam la inspectorat și m-au sprijinit, să știți. Și cu proiectele, de exemplu, pe unele dintre ele le-am accesat așa, aflând despre ele de la inspectorat. Ne-au ajutat cât a ținut de dumnealor. Mai departe, nu știu ce se poate face. De exemplu, eu am ajuns într-o vizită de studiu în Norvegia și eram foarte curioasă să văd cum tratează ei problema abandonului școlar, pentru că au și ei o minoritate infimă. Toți au probleme. Foarte puțini romi au și ei în Oslo, care merg cu renii la păscut în sezonul iernii, primăverii, mă rog, și lipsesc foarte mult de la școală. Și eram foarte curioși să mergem să vedem ce fac ei, că ei sunt elita în domeniul educației. Și am fost foarte dezamăgit să aflăm că ei abia așteptau să învețe de la noi chestia asta, pentru că nu știau cum să abordeze problema asta a abandonului școlar. Adică, uneori, pur și simplu, trebuie să recunoaștem, și eu sunt genul de om care spune, nu știu ce să mai fac, trebuie să recunoaștem că într-un anumit punct ne blocăm. Indiferent ce am face noi, pur și simplu nu merge. Nici dacă luăm cu bunătate așa... Poate că ar trebui să întoarcem foaia. Nu vreau să fiu răutăcioasă, dar e atât de simplu, știți? Trebuie să găsim soluții. Învățământul este gratuit și obligatoriu, nu? Da. Ce înseamnă obligatoriu? Să vii la școală. Și tot înseamnă că te obligă, te constrânge legea, da? Să-ți trimiți copiii la școală. Dar nu știu cum... Păi da, noi suntem o societate în care noi avem multe drepturi. Din ce în ce mai multe drepturi, mai puține îndatoriri. Exact. Și elevul este acea categorie care și are numai drepturi. Eu văd la copilul meu, am dreptul, hai să număr câte îndatoriri ai. Foarte bine că știu asta, noi nu știam și nu e neapărat un lucru bun, dar sunt părinți care nu știu că sunt obligați să-și trimită copiii la școală. Nu știu că au obligația asta și că ar putea să fie amendați. Păi poate n-am avut cazuri în care să... Nu aș mediatiza câteva cazuri de părinți amendați. Eu nu cunosc. Nici eu nu cunosc, tocmai n-ai de asta. Aș mediatiza. Poate că dacă ar fi mediatizate, dacă ar exista, dar nu le știu, sau dacă cineva și-ar lua inima din și atunci cred că ar fi un ajutor pentru munca dumneavoastră. Da, e greu să-ți asumi așa ceva. Că burse avem. Da, avem. Au fost acordate. Deci sunt acordate burse, din punctul ăsta de vedere. Am văzut proiecte, multe proiecte, frumoase proiecte. Dar dacă am ajuns să facem un proiect național, așa, din toate ideile astea minunate, vorbeam de 518, ideile dumneavoastră, nu știu, poate la comunitatea dumneavoastră, ce ați implementat la dumneavoastră să se implementeze și la doamna. Acolo chiar asta am și făcut. Da. Am schimbat idei fiecare dintre noi și pentru amândouă cred că a fost un impuls pentru propria noastră dezvoltare, cu siguranță. Păi să știți că problemele experiențe, sunt... Experiențe, fiecare dintre noi și-a arătat activitățile, poate că am învățat ceva... Deci gala aceasta vă și unește să, da, să strâniți așa un... Am creat o rețea între noi. Ajunge să faceți o comunitate a faptelor bune, să zicem așa, da. A profesorilor de 10, de 10... comunităților de 10, să le zicem așa, fiindcă am văzut, anul trecut vorbeam de doamna Iulia, acum ați preluat, ați continuat, anul viitor poate vin și ceilalți profesori și la dumneavoastră la fel și tot așa, poate vom vedea comunități, poate nu voi vedea doar doi nominalizați, 900, să nu am loc în studio să invit la... Să nu am atâta cafea încât să invit. Dar important este că văd, să-ți vadă rezultatele, să-ți vadă implicarea și părinți și primari.
Și de tot, tot, tot. Fiindcă școala de la țară e o vorba noastră a românilor. De acolo. Acolo s-a născut veșnicia și de acolo vine Domnul. Exact. Acel Domn. De acolo vine școala. Școala este începutul societății de mâine. Cum este cu gala aceasta? Ca să venim așa. Cum sunt problemele celorlalte comunități din țară? Că am văzut cam, toată țara. Cam aceleași. După aceleași. Părerea mea. Exact, eu cred că problemele aceleași. Sunt aceleași. Absenteism, abandon. Și pe partea aceasta cu dezvoltarea abilităților socio-emoționale, la fel. Și au fost foarte multe dosare, am văzut nominalizări și la această categorie și la implicare. Majoritatea problemelor domină cam. La implicare au fost 250 din 518. Deci crește. Adică oamenii se implică. Exact. Da. Oamenii se implică. Nu mai stă nimeni să privească, au luat problema în propriile mâini. Da. Poate faptul că este comunitatea mică, din ce în ce mai mică, din păcate, poate asta îi și determină să fie mai uniți, mai implicați. Există voluntariat la țară, la sat? Da. Sigur că da. Da, și sunt deschiși elevii. Chiar sunt deschiși să ajute foarte mult. Atunci când a venit cineva de la Teach for Romania și au întrebat ce amintiri plăcute aveți voi cu doamna profesoară, majoritatea elevilor spuneau că ei își amintesc activitățile cu mine când noi am mers la o bătrână și am dăruit în activitatea aceea de voluntariat snack și la biserică și deci vedeau în faptele astea bune, mă vedeau acolo. Centru. Lor, exact. Și lor le place să se implice. Excursi. Dar părinții vin să se implice? Dacă sunt solicitați, mai vin. Doar dacă mai le cereți. Puțin, da, și dacă au timp, mai puțin. La noi cu părinții e mai greu de comunicat, pentru că sunt foarte ocupați. Sunt legumicultori și petrec timpul în solarii. Important e că îi trimit pe cei mici la școală. Da, uneori îi mai rețin și pe ei să mai aibă grijă de cei mici, să-i mai ajute. Dar ca și număr de elevi, aveți la în creștere? La Scărișoara, da, stăm foarte bine. În creștere. În creștere. Da, păi avem în jur de 400 de elevi plus 45 la a doua șansă. Și în jur de 450. E o școală măricică pentru mediul rural. Mi-a plăcut foarte mult, am fost atunci cu proiectele cu lectura, mi-a plăcut foarte mult faptul că v-ați implicat și ați adus oameni din afară. Este foarte important să ai musafiri. Mereu să vezi că oamenii vin, există pe hartă. Da. Deci, pentru ei e foarte important că ăsta a fost obiectivul acolo. Meu, să învățăm de la cei mai buni, de la profesioniști. Eu sunt conștientă că oricât de mult am muncit noi, suntem limitați. Trebuie să aducem oameni care sunt specializați să facă ceva și să ne învețe să facem și noi bine ceea ce facem. Și au fost foarte multe organizații cu care am colaborat, foarte mulți oameni dispuși să ajute și de la care am avut foarte mult de învățat. Nu cred că zilnic un copil de la țară poate să stea de vorbă cu un scriitor. Și am văzut că le-ați adus scriitori de genul lor. Da, și ce le plăcea lor. Ce citeau scriitori contemporani, pentru că le place literatura contemporană foarte mult, mai mult decât cea clasică. Citesc? Wow, dacă ați ști, apropo de voluntariat, acest proiect pe care îl avem, Fanbook, este pe bază de voluntariat. Este cu cei mai puțini bani, adică banii nu se investesc decât în cărțile pe care le primim în dar de la CSR Mindset. Această organizație ne dă cărți pentru fiecare lună. Noi avem 4 cluburi de lectură, după cum bine știți, și fiecare cadru didactic implicat face voluntariat. Mi-a plăcut ideea aceea de dezbatem. O citesc, vin. Da, dezbatem. Citim într-o lună o carte. Un cadru didactic este responsabil pentru cartea respectivă și apoi ne întâlnim și o dezbatem. Și noi ne dăm seama dacă copiii citesc sau nu. Despre asta vorbeam anul trecut, când ne-ați cunoscut dumneavoastră, dar acum deja clubul de lectură este foarte cool în școală, adică este la modă, toată lumea vrea să citească. Și vin copii care nu sunt neapărat copii buni și pe mine asta mă bucură cel mai mult și îmi spun, doamne, nu vreau să intru în club, că acolo trebuie să citești o carte pe lună. Nici eu nu reușesc să citesc o carte pe lună, că n-am timp, dar ei citesc, cei care sunt în club. Și zice, nu vreau să intru în club, dar pot să primești și o carte. E în competiție.
Da, și le dau cărți. Chiar și celor care au probleme de citit. Le dau cărticele mai mici, de 1-4, de primar, cu poze multe, cu text puțin. Citesc și vin foarte fericit și îmi și povestesc, că ei știu că trebuie să-mi povestească. Și la școala doamnei, la Coman, da, da, obținut, sunt biblioteci. Da, și să sperăm că le dezvoltăm și noi această abilitate. În primul rând, de pe ei nu trebuie să-i obligi. Exact, nimic nu fac din toate. Păi, e o generație care nu răspunde la trebuie. Exact, trebuie scos din vocabular. Da, la ei nu trebuie, de ce trebuie? Exact, să-i atragi. Să-i implici foarte mult în activități. Da, da, dumneavoastră ați obținut și rezultate. Și chiar dacă nu trebuie, aveți rezultate, olimpiade. Da, anul trecut am obținut locul întâi cu nota 10 la Olimpiada Națională de Religie la Deva. Felicitări! Mulțumesc frumos! Wow. La clasa șasea, da, nu numai la religie, dar eu l-am cunoscut în clasa a 5-a, am mers și în clasa a 5-a, s-a calificat la națională, a avut nota 8-70 și mai rețin așa bine. A fost atât de ambițios că să reușească și el să ajungă la națională cu un premiu și anul trecut a avut o siguranță de neimaginat și tot îmi spunea, doamna, eu o să iau un premiu foarte mare la națională și a luat locul întâi cu media, cu nota 10. Am fost și profesor însoțitor al lotului județului nostru, am obținut o mențiune la clasa 8-a și premiul întâi Andrei de la Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu. Fiind o comunitate mai mică, școala gimnazială Coman din anul 2018 a devenit structură a Liceului Tehnologic Drăgănești-Olt, iar Coman este un cartier al orașului Drăgănești-Olt și nefiind ore suficiente, m-am titularizat Coman și Drăgănești. Orele au scăzut în număr foarte mare. Dacă la început, în 2013, aveam 15 ore de religie la Coman și 9 ore la teoretic, acum mai am 9 ore de religie la Coman și o singură oră de religie la liceul teoretic. Deci foarte nu doar elevii se confruntă cu probleme. Exact, ci și au scăzut numărul de ore. Dar cu toate astea aveți rezultate. Da, cu toate acestea, cu o oră de religie, la teoretic am predat la clasa a 6-a, unde, și nu numai la clasa a 6-a, anul trecut, acum a 7-a, și la toate clasele avem elevii foarte buni. Deci vreau să-mi spuneți, dintre toate proiectele care le-ați văzut la colegii dumneavoastră de la gală, ce ați vrea să aduceți în școlile dumneavoastră? Ce au avut ei ceva, ce ați vrea să furați de la ei? Și au implementat ei ceva ce n-ați apucat dumneavoastră să implementați. Vreau să fur ideea asta cu cursurile de literație. Exact. N-am știut despre asta. Acum am aflat și mi se pare extraordinar. În ce constă? Cred că știe mai multe doamna. Sunt niște metode de a învăța pe copiii mai mari să scrie, și să citească. Cei care au rămas în urmă. La a doua șansă. Nu la a doua șansă. Nu doar la a doua nu șansă. Nu doar la a doua șansă, pentru că sunt destui care ajung și la liceu și nu știu să scrie și să citească. La clasa a 5-a. Din cauza că nu vin învățătorul, la clasa a 5-a ajung, nu știu să scrie și să citească. Exact. Și facem cursuri care cum sunt? Nu știu în ce constau, dar despre asta sunt. Sunt niște metode foarte exact bune de a-i ajuta să învețe mai repede, să recupereze handicapul ăsta. Pentru că sunt mulți copii inteligenți care au rămas cu acest handicap. Eu am un caz, un copilaș care în clasa 5-a, când a venit, nu știa să scrie și să citească foarte bine, din cauza că lipsise foarte mult. Și l-am văzut că e foarte inteligent. Toți profesorii l-au remarcat, l-au încurajat. A prins încredere în el, a început să vină la școală. Și în clasa a 8-a, acest băiețel a luat cea mai mare notă la evaluarea națională la limba română. Și în anul ăla am fost centru de examen noi, este vorba despre 2021, am fost centru de examen cu 4 școli, deci am avut vreo 120 de elevi, iar el din 120 de elevi a luat cea mai mare notă, peste 9,50. Deci metodele dumneavoastră de a ajunge la sufletul lor și de a le da încredere, ajung să recuperăm copii care exact poate sistemul îi aruncă într-o cutie.
Deci astfel de cursuri ar trebui introduse. Asta am văzut eu, că m-ați întrebat ce am văzut și vreau să fur. Deci da. E un lucru foarte bun dacă avem problema aceasta. Și pentru cadrele didactice este foarte bine, pentru că fiecare profesor la ora lui se lovește de problema asta, că avem noi în clase avem copii foarte buni și copii foarte slabi. Și nu știi ce să faci. Ai o oră pe săptămână și nu știi cum să faci să-i mulțumești pe toți. Pentru că și cel foarte bun trebuie să primească ceea ce trebuie să primească, dar ce faci cu cel care nu știe să scrie? Sau nu știe să citească, nu știe să vadă o sursă istorică pe care o dau, să o analizeze și să extragă ceva de acolo. Ei, pentru ăștia eu aș vrea să știu ce să fac. Și ați găsit o metodă. Și eu și colegii mei. Am înțeles. Și la dumneavoastră sunt astfel de probleme? La fel, la... da. Da. Foarte... cred că nu numai la noi, în majoritatea școlilor. Da. Cred că... dumneavoastră ați învățat și aveți curajul să le recunoașteți și să nu le ascundem. Este un lucru, ăsta cred că e cel mai primul lucru pe care trebuie să le-am identificat, nu le ascundem. Sau le scriem pe niște foi, le punem într-un dosar și punem dosarul acolo să se aștearnă. Da, și la elevi, de fapt, când întotdeauna căutăm să ajungem la sufletul lor înainte de a le însuși cunoștințele, de a le preda pentru a produce această învățare, mai întâi trebuie să ajungi la suflet și apoi la minte. Sunteți cadre didactice de 10, vă opriți aici? Că vi s-a recunoscut, gata, s-a scris și în presa națională. Pentru mine cele 5 minute de glorie de pe scenă s-au dus. Nu, mai important e ce se întâmplă cele 8 ore în care stau la serviciu. Ălea să fie de calitate. Vă opriți, doamna Mihaela? Nu. Sunteți în vacanță, vine, trece vacanța, după aceea vă duceți la școală, iar o să vină vacanța, iar o să vină la școală. Problemele? Tot așa, acum începe olimpiada, pregătire pentru olimpiadă, pentru concursuri, abia aștept. Așteptați dumneavoastră să înceapă pregătirea. Exact. Și ei, oricum, de la începutul anului școlar. Doamna, când începem pregătirea? Deci atât de mult l-a motivat, iar la Cumani aveam copii care nu aveau curajul să meargă la olimpiadă. De teamă că alți copii de la oraș sunt mult mai buni decât ei. Iar anul trecut, o fetiță de la Cumani a obținut mențiune cu nota 9.30. Și anul acesta, avându-l ca model pe Andrei de la teoretic, vrea și ea să obțină măcar același premiu. Poate că de asta și s-a făcut această gală. Ai un model ca profesor de la țară că s-a putut. Că poate sunt și cadre didactice care... foarte multe sunt. Care nu... eu am cel puțin 5 în școala mea pe care să-i nominalizez anul viitor. N-am știut de concursul ăsta. La fel și eu voi nominaliza, sigur. Și un băiat deci o să le trimit. Exact ce ziceam la început, la anul o să avem 9 nominalizați. Doamne ajută, așa să fie. A treia gală a fost cu 2, a patra o să fie cu 92 și tot așa. Important e să facem lucruri, să facem, am spus bine. Să muncim. Da. Și de toate părțile, și noi ca părinți, și dumneavoastră, și ei ca elevi, și comunitățile în sine administrative, gala aceasta vine să vă impulsioneze. Am înțeles, n-a știut de mult timp de ea. Dumneavoastră de anul trecut și tot așa. Ce vă responsabilizează? Ce vă aduce? Am înțeles, 5 minute de glorie. 5 minutele de glorie vin cu... alte zeci de ore de muncă. Cu obligații. Cu olimpiade, doamna, veniți exact. Cu premii? Sigur voi veni cu premii. Este un lucru măreț. Îmi place că Oltul se ridică prin valori. Și valorile vin și de la țară. Nu doar... avem olimpici. Am văzut la Consiliul Județean, anul acesta am avut peste 800. Fost, da. Ceea ce este un lucru măreț. Că și elevii sunt premiați și profesorii și acum avem și această gală la nivel național. Vă felicit, dar știți ce vă spun mai mult? Multă baftă și putere de muncă. Mulțumim, pentru că munca e secretul, să știți. Dar să nu renunțați la acest sistem, să-l dezvoltați. Nu, în niciun caz, eu nu voi renunța. Eu am renunțat la altceva pentru exact, învățământ. Renunț la multe în spate, în spatele muncii noastre. Mai renunți. Multe sacrificii. Da. Felicitări. Și
Nu cred că poți să fii profesor dacă nu ești pasionat de asta. Exact, pe asta e greu. Am spus și la început. Pentru cei care nu au vocație, e o meserie grea. Exact. Felicitări încă o dată. Mulțumim. Cât despre voi, dragilor, până data viitoare aveți grijă de voi și ne vedem cu o nouă poveste.